Bun găsit, dragi prieteni, la penultima ediție din acest sezon a magazinului nostru de cultură urbană. Suntem la jumătatea lunii decembrie, magică prin definiție, și ne pregătim să vă aducem subiecte care mai de care mai interesante, numai bune de urmărit într-un moment relaxant ca acesta. Sunt Radu Nechit, iar emisiunea Arte, Carte și Capricii începe chiar acum cu titlurile ediției. Se spune că muzica sacră este comună oamenilor și îngerilor. În decursul timpului, vechea cântare psaltică bizantină, îmbogățită prin inflexiuni răsăritene și occidentale, a fost în același timp păstrată aproape nealterată la corurile bisericești ortodoxe. Atmosfera de armonie și pace creată de vibrația sonoră la unison și de diversitatea de stiluri regăsite la corurile participante la secțiunea de muzică religioasă a Festivalului de Muzică Corală Ioan de Chirescu este greu de exprimat în cuvinte, dar se poate cu siguranță citi pe fețele tuturor celor care au reușit să-și facă loc în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Cernavodă. Un reportaj de Marius Avădani. Maestru Alexandrescu, Dragoș Alexandrescu de la București, venind tot timpul în Constanța, mă ia deoparte și îmi spune: măi Teo, Ioan de Chirescu a scris o liturghie și nu numai o liturghie, a scris muzică bisericească din belșug. Haide să-i dăm și o altă tentă festivalului ăsta, să-l extindem și cu o secțiune de muzică sacră. În 96 a fost prima ediție de muzică sacră în Biserica Sfinții Împărați. Performanța artistică în sine provine din relația pe care o am, așa cum am spus la început, o am cu fiecare membru din cor și cu toți la oaltă. E foarte greu să reușim unisonul acela despre care vorbeam, și muzical, dar și sufletesc. Aici este un lucru deosebit, asupra căruia insistăm de atâția ani de zile, de 45 de ani, și trebuie să vă mărturisesc că numai prin muncă zilnică, corul Preludiu repetă în fiecare zi și puțin câte puțin adăugăm la fiecare repetiție câte ceva din ce ne propunem. Da? Din nou acea legătură specială între noi și public, de care noi avem nevoie ca să putem cânta muzica corală, și am văzut din nou o sală cu sufletul la gură să ne asculte și plăcut impresionată de melodiile noastre.
A bătut prin cer un vânt, răsturnând stupirele, a zvârlit pe pământ, năpădesc albinele, prisă carul lui Hristos, prăpădindu-și cheile, mi se uită mânios, cum i-au spart iubeile. Iată că anul acesta Coral Armonia la secțiunea de muzică religioasă are în program piese religioase românești și colinde românești și internaționale. Cu alte cuvinte, noi suntem deschiși noului și muzica trebuie să meargă înainte. Și eu zic că trebuie să avem îndrăzneală în a reprezenta și a prezenta muzica și sub alte forme. Cosmosul este o explozie de armonice. Și să vă mai spun ceva. Este foarte simplu să căutați Evanghelia după Ioan. Căutați acolo. Deci la început era cuvântul. Ce înseamnă cuvânt? Cuvântul înseamnă vibrație. Și vibrația a fost aceea care, condensându-se, a creat lumea pe care noi o trăim astăzi. Totul în univers e vibrație. Emisiunea Arte, Carte și Capricii se încheie aici. În ediția viitoare, ultima din acest sezon, vorbim despre celebrul calendar Pirelli, despre meniuri de Crăciun și Anul Nou și aflăm din secretele unui degustător de vinuri. Până atunci, ne puteți găsi pe Facebook Arte, Carte și Capricii. Mulțumesc Escudo pentru vestimentație și Leather District pentru încălțăminte. Sunt Radu Nechit și vă aștept săptămâna viitoare tot aici pe TVR3. Și nu uitați, cultura te face mai deștept!